Salutare, dragii mei! Sunt iarăși eu, Valeria, și astăzi suntem în a 12-a zi de lectură asupra cărții Aproape sigur de Lisa Graf, continuând cu un nou capitol. Un Thunderbolt a 10 adevărat. Odată, când aveam 9 ani, am mers cu tata la Muzeul Mării, Aerului și a Spațiului. Ne-a petrecut toată ziua acolo împreună, numai eu și cu el. A fost cea mai grozavă zi. Cred că și tata s-a distrat bine. Așa a spus cel puțin. După aceea a zis că nu e prou rău că s-a stricat metroul și am rămas acolo, în partea de vest a Manhattanului, de unde nu vroia să ne ia niciun taxi. Tata mi-a cumpărat de la magazinul de suvenire al muzeului un aeromodel, un Thunderbolt A10 adevărat și a spus că o să mă ajute să-l montez. Nu prea a avut timp în ultima vreme. Dar într-una din zilele astea, tot o să mă ajute. O să ne distrăm grozav. Trecem la un nou capitol, cercul de matematică. Doamna Rose m-a înscris la cercul de matematică. M-a înscris fără să mă întrebe măcar, ceea ce mie nu mi s-a părut corect. I-am spus că nu vreau să merg la niciun cerc de matematică, fiindcă matematica este cea mai nesuferită materie pe care o făceam la școală. Numai că nu i-am spus că matematica e nesuferită, fiindcă ea predă matematică și poate că s-ar fi necăjit. Chiar dacă de fapt merita, fiindcă m-am scris la cerc fără să mă întrebe măcar, eu cred că o să-ți placă, albi zău, mi-a spus doamna Rose. Așa spun cei mari întotdeauna, când vor să te oblige să faci un lucru nasol. Eu mă strâmba din nas. Măcar încearcă, da? Cred că nu prea avem de ales, nu? Lucrul bun în legătură cu cercul de matematică era că se ținea exact în timpul orei noastre obișnuite de matematică. Așa că trebuia să fac matematică doar o dată pe zi, nu de două ori cum mă temuse. Cercul era ținut de domnul Clifton și la el luau parte încă 5 elevi din alte clase de-a patra. Primul lucru pe care l-am observat la domnul Clifton a fost că zâmbește tot timpul. Pe toți pereți erau postere cu basketbaliști. Ăsta a fost următorul lucru pe care l-am observat. Asta m-am gândit eu, era bine. Fiindcă mă temusem că profesorul care conduce cercul de matematică nu îl interesează decât matematica și nimic altceva, iar asta ar fi fost oribil. Nu știam eu prea mult despre basket, dar oricum mi se părea mai distractiv decât matematica. Așa că mi-am închipuit că domnul Clifton trebuie să fie un tip de treabă. Ceea ce s-a întâmplat la cercul de matematică în prima zi a fost că domnul Clifton ne-a dat fiecare câte un biscuit țărat sub formă de peștișor. Și apoi ne-a întrebat câți peștișori avem în total. Asta a fost ușor. Până și eu știam răspunsul. Erau 6. Dar asta nu înseamnă că făceam matematică, fiindcă trebuia doar să numărăm. Apoi domnul Clifton ne-a mai dat fiecare câte un biscuit peștișor și iar ne-a întrebat câți avem în total. Și tot așa ne-a dat tot biscuiți, până tot mai mulți. Apoi fiecare și-a pus grămajoara de biscuiți în mijlocul mesei și ne-am ajutat unul pe celălalt să-i numărăm. Savana a numărat cel mai repede, iar un băiat pe nume Jacob numărat cel mai încet. Eu eram a doilea cel mai încet, dar nimeni n-a făcut caz de asta. Toți copiii erau drăguți. Când s-a terminat ora, domnul Clifton ne-a lăsat să mâncăm biscuiții. Măi, copii, voi mâncați ca niște rechini, a spus domnul Clifton în timp ce noi înfulecam ultimii biscuiți. Sigur ați mâncat destul la micul dejun. M-am întors în sala de clasă doamnei Rose, exact când începea să ne sune de pauză. Doamna Rose ne-a spus că dacă mergem fiecare zi la cercul de matematică, nu va fi nevoie să-mi fac tema la mate, ca restul colegilor. Atunci eu i-am spus că parcă nu e chiar așa de rău la cercul de matematică și că nu sunt supărat pe ea că m-a înscris. Mulțumesc, albi, a zis ea. Mă bucur că mi-ai spus de asta. Doar că ar trebui să-i schimbi numele, am adăugat eu. Zău, m-a întrebat doamna Rose. Da, în loc de cerc de matematică, ar trebui să-i spună cerc de biscuiți, pentru că matematica n-am făcut deloc. Doamna Rose a zâmbit. Mulțumesc pentru atenție! Vă îndemn să lecturați cât mai mult și să stați acasă. Pa, pa!